Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Prin harul și bunăvoința Domnului vom încheia studiul Bibliei referitor la familia credinței, familia Avram și Sara. Haideți să ne reamintim în câteva cuvinte ceea ce azi o săptămână am învățat împreună din cuvântul Domnului. Avram și totodată cu el Sara au fost chemați de Dumnezeu din Ur, din Haldea, și după un popas la Haran au ajuns în Țara Sfântă, unde, potrivit cu ceea ce le-a spus Dumnezeu, străbate țara în lung și în lat, au făcut diferite călătorii. Datorită unor probleme de foamete, pentru un moment s-au dus în Egipt, apoi pentru un alt moment în țara filistenilor. Și în această vreme Dumnezeu i-a vorbit lui Avram în mod special de 7 ori, de fiecare dată aducându-i noi cunoașteri și noi făgăduințe în descoperirea și planul lui Dumnezeu cu privire la el. Avram, ca unul care a crezut pe Dumnezeu, a ascultat, a plecat de unde este, în Țara Sfântă, și treptat a pus în practică, împlinind toate aceste promisiuni și aceste planuri și porunci al lui Dumnezeu către el. Nu i-a fost ușor, dacă ne amintim numai de încercarea prin care i s-a cerut să-l aducă pe Isaac ca jertfă, dar Dumnezeu, prin toate, așa cum spune Romani 8,28, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, spre binele celor care sunt chemați după planul său. Și noi, ca unii care privim acum în urmă, peste toată istoria lui Avram scrisă și păstrată până la noi, ne uităm ce bine a fost că a ascultat, ce bine a fost că a urmat acest drum și această traiectorie divină a Avram. Dacă peste viața lui ne uităm că a fost frumoasă și că i s-a meritat să asculte de Dumnezeu, aș vrea să folosim aceasta ca o aplicație practică pentru noi. Sunt momente și în viața noastră, cred că nu atât de grele cum au fost în viața lui Avram, în care poate ne gândim, așa să facem? Și bine, ca și la Avram, cred, măcar că nu este scris, ca și la Adam și Eva mai înainte de Avram, vin 7 diavolului care vor să pună la îndoială planul lui Dumnezeu și voia lui pentru viața noastră. Și tare bine ar fi să fim niște copii al lui Avram, unii care au credință, care nădăjduim împotriva oricărei nădejdi, ne ținând cont de nimic din logica și rațiunea umană uneori și bazându-se numai pe dragostea și bunătatea Domnului, pe mântuirea Lui care ne-a fost făgăduită și adeverită și împlinită prin Domnul Hristos, să putem merge înainte. Aceasta aminteam într-o primă parte. Apoi, în cea de-a doua parte, aminteam noi relațiile lui Avram cu nevasta Sara, raporturile între ei, felul în care ei se înțelegeau, și ale Sarei cu Avram. Tratăm pe diferite capitole această lucrare și acești oameni. Aceasta pentru că nu cumva, la modul general, să avem impresia că noi suntem niște buni creștini, că suntem niște buni soți, niște bune soții sau niște buni oameni în biserică și în societate, și apoi, luându-le pe felii, pe capitole, să constatăm că avem carențe serioase în viață. Deci este indicat, când vorbim despre relația unui om cu Dumnezeu, să vedem exact cum stăm noi. Dacă ar fi să facem abstracție, să nu ținem cont de nimic de ceea ce facem în jur, ci numai de raportul nostru cu Dumnezeu. Apoi, când discutăm despre raporturile noastre cu soțiile noastre sau cu soții, cu partenerul de viață, sunt oameni care sunt foarte buni cu cei din biserică, cu cei din societate sau cel puțin de ochii lumii, așa fac. Și se crede că și în familie sunt tot niște oameni de nota 10. Și când colo, doar partenerul știe cum își duce viața cu respectivul. De aceea, analizând viața de familie, este indicat ca strict în acel domeniu să privim în grădina noastră și, dacă este ceva bun, să udăm acele flori să crească. Iar dacă este ceva rău, buruieni de ale diavolului, să le smulgem. Păcatul și pălămida și celelalte lucruri rele cresc de la sine. Se depun ca un praf peste toate domeniile și peste toate entitățile ființei noastre. Dar prin Duhul Domnului, pentru o veghere la care suntem îndemnați, o răscumpărare a timpului, o folosire a Lui cât mai eficace, făcând harul benefic pentru noi, putem să ne încadrăm în acestea și zic, Domnul să ne ajute, amin. Haideți să pășim acum într-un alt domeniu al vieții lui Avram,
și anume relația lui Avram cu copiii lui. Dar pentru că Avram nu a avut încă de la început copii, putem să încadrăm aici pe mai mulți frați și surori, pe mai mulți oameni. A fost o vreme, până la vârsta de 86 de ani, când Avram nu a avut copii. Sunt unii dintre noi care nu au copii și îl putem vedea pe Avram în rol de tată, în felul cum s-a comportat el cu nepotul lui, cu Lot. Pentru cei care nu au copii, poate au nepoți sau poate au alți minori sau alți copii care intră în legătură și față de care ei pot să-și dovedească felul în care s-ar comporta dacă ar avea copii. Apoi, îl avem pe Avram încă într-o situație aparte. Sunt unii cărora le-a murit soția sau soțul. S-au recăsătorit și acum sunt tată sau mamă vitreg. Avram a avut o asemenea situație asemănătoare, având copii de la două neveste, potrivit cu poligamia care era într-un fel atunci tolerată de Dumnezeu. Și aici Avram a fost pus în fața unor situații cum să împace. Este foarte greu să crești copii de la două mame. Și apoi în final vedem pe Avram ca un tată la modul cel mai concret cum s-a comportat el. Mai întâi cum a privit el pe nepotul lui, pe Lot. Haideți să citim în capitolul 12, versetul 5, când a fost chemat de Dumnezeu să vină în țara Canaan, 12:5. Avram a luat pe Sarai, nevasta sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slujile pe care le câștigaseră în Haran. Au plecat în țara Canaan și au ajuns. Și apoi, 13:8. Avram a zis lui Lot, te rog să nu fie ceant între mine și tine și între păstorii mei și păstorii tăi, căci suntem frați. Nu știu exact ce vârstă, dar se pare că Avram totuși a fost, dacă citim ceea ce spune în 11:26, Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran, se pare că Avram a fost cel mai mare. Deci o vârstă de, știu eu, 20 ceva de ani, 30, tot a fost între Avram și Lot. Și totuși el îl tratează foarte frumos. Spune, suntem frați. Măcar că mi-ești nepot. Eu știu că tu ești orfan, tatăl tău a murit în Ur. Și eu vreau să mă port cu tine foarte frumos. Și a dovedit-o aceasta. A vrut să îi facă parte și lui Lot de binecuvântările lui Dumnezeu promise în acea țară. L-a luat cu el, dar nu l-a luat ca un slugă. Pentru că atunci când s-a evit conflictul și problema, a vrut să-i dea lui Lot, nepotului lui, partea cea mai bună. Ce om altruist a fost Avram, un om cu lepădare de sine, care pentru nepotul lui l-a numit ca frate și a spus, uite, ia ce vrei, ce crezi tu că este mai bun? Când n-a avut copii și a devotat și și-a dăruit iubirea nepotului său. Văd în viața lui Avram, sau cel puțin așa ne-am grupat eu aici, 5 lucruri deosebite în care el a privit problema copiilor săi și cum i-a tratat și cum s-a manifestat față de ei. În primul rând, ceva foarte interesant. Lui Avram i-a fost descoperit planul lui Dumnezeu cu privire la copiii săi. Și dacă am putea să generalizăm aceasta, părinților care împlinesc cuvântul și care se roagă, le este descoperit planul lui Dumnezeu cu privire la copiii lor. Dacă vreți, până acolo a mers revelația lui Dumnezeu pentru Avram în dreptul copiilor săi, încât și numele i-au fost puse dinainte. Haideți să citim lucrurile acestea. În capitolul 17, versetul 19, Dumnezeu a zis, cu adevărat nevasta Sara îți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac. Și puțin în urmă, citim în capitolul 16, versetul 11, Îngerul Domnului a zis, iată, i-a spus lui Agar, acum ești însărcinată și vei naște un fiu, căruia vei pune numele Ismael. Lui Isaac i-a fost descoperit lui, despre Isaac, iar despre Ismael a fost descoperit lui Agar, că vor fi băieți și care va fi numele sau cum să le pună numele. Dar aceasta este ceva subțire, ieftin. Dar planul întregime pentru copiii săi a fost descoperit lui Avram. Haideți să citim aceasta în capitolul 17, versetul 20, mai întâi despre Ismael. Dar și cu privire la Ismael te-am ascultat. Aceasta ca o dovadă că Avram s-a rugat și în urma rugăciunilor Dumnezeu i-a descoperit care sunt planurile sale pentru copiii săi.
ca un tată să și cunoască. Rugăciunea a avut efect și și-a jucat rolul ca Dumnezeu să îi spună lui Avram ceva despre copiii lui, și întoarcem o pagină, 18 cu 19, căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru că astfel Domnul să împlinească făgăduința față de Avram ce i-a făgăduit-o. Dacă împlinim cuvântul și ne rugăm pentru copiii noștri, există posibilitatea ca Dumnezeu să ne spună câți copii vom naște, chiar despre nume să fie anumite amănunte, și să spună Dumnezeu care e planul său cu copiii noștri. Aceasta rezultă din familia lui Avram. Citim și în dreptul lui Isaac, 22 cu 17. Te voi binecuvânta foarte mult și îți voi mulți foarte mult sămânța. Și anume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Și un verset puțin mai în urmă, capitolul 17, versetul 19. Cu adevărat, nevasta Sara va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el. Am amintit lucrul acesta pentru că, în mod special, în vremea noastră, acolo unde sunt familii numeroase, acolo unde copiii, când încep să crească, să ajungă la adolescență și poate se orientează, se îndreaptă spre lume, părinții și, în mod special, mamele, sunt cele care oftează și zic: Doamne, dar eu le-am dat viață la gândul că m-am temut de tine, acum ce va fi de copiii aceștia? Haideți să intrăm în părtășie cu Dumnezeu, ca El să ne descoperă planurile sale pentru copiii noștri. Să știm astfel cum să ne comportăm, spre ce să înclinăm pe fiecare. Să știm ce are Dumnezeu cu unul, ce are Dumnezeu cu altul. Eu cred că ceea ce a făcut Dumnezeu cu Avram, El poate să facă cu oricare dintre noi. Dacă stăm la îndemâna Lui și îl lăsăm să aibă acces și să lucreze în familia noastră. În al doilea rând, în relația lui cu copiii săi, Avram iubea copiii săi. Poate vă zice dumneavoastră, dar asta ce rost mare să amintim, ce părinte nu-și iubește copiii? Nu este chiar așa. Sunt unii care nu iubesc și nu-i acceptă să vină. Sunt alții care iubesc când e mici, dar poate când sunt puțin mai mari și se duc într-o parte sau alta, nu-i mai iubesc și îi alung chiar. Deci a iubi anticipat, a iubi în timpul cât ei sunt în creștere, cât sunt copii, că sunt răgălași, știu eu, sau mai mari, și a iubi pentru că un părinte rămâne părinte până moare. Amintim două versete și pentru lucrul acesta, 17 cu 18, Avram a zis lui Dumnezeu: să trăiască Ismael înaintea ta. Și în 21 cu 11 citim de asemenea că atunci când Sara i-a zis: uite, Ismael a râs, trebuie alungat, pe Avram l-a durut aceasta. Faptul că a spus să trăiască Ismael și apoi că spune aici, cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avram din pricina fiului său. Dacă spune cineva să lapești ceva ce nu, la care nu ții, să te desparte de cineva pe care nu-l iubești, te doare aceasta? Nu. Dar rezultă clar că Avram l-a iubit și pe Ismael. Iar cât despre Isaac, citim în 22 cu 2, Dumnezeu i-a zis: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe care îl iubești, pe Isaac. Cred că în dreptul lui Isaac, iubirea paternă a lui Avram a atins culme. Și Dumnezeu chiar pe o culme, mai înaltă decât a crezut el că poate să o arate. Și l-a pus acolo pe Isaac. Am putea să facem o paranteză aici privind cealaltă extremă. Sunt unii care își iubesc copiii mai mult decât pe Dumnezeu. Copiii trebuie să iubiți. Dar Dumnezeu a vrut să dea Avram o dovadă care să rămână peste viacuri, căci Dumnezeu și iubirea noastră față de Dumnezeu este undeva deasupra iubirii pentru copii. Avem un aspect negativ în persoana lui Eli, care și-a cinstit și-a iubit copiii mai mult decât pe Dumnezeu. Și a fost în stare să neglijeze slujba de la templu, de la cort, de la Silo, și să lase pe copiii lui în felul acesta să se comporte, să-i cinstească pe ei lui și să ne cinstească pe Domnul și lucrările sale. Deci să iubim, dar cât este loc în inimă pentru un copil, undeva mai jos decât putem iubi pe Dumnezeu. Un al treilea lucru, Avram a dat copiilor săi o educație spirituală, teoretică și chiar practică.
De ce zic teoretică și chiar practică? O educație spirituală teoretică poate să fie aduce în copiii la casa Domnului și ei aud, sau le citim din Biblie și ei aud, îi informăm. O educație spirituală practică vrea să însemne că noi ne plecăm împreună cu ei la rugăciune, ei văd viața noastră de dăruire înaintea Domnului, ei ne văd și pe noi și noi îi implicăm împreună cu noi la tot ceea ce facem noi. Și haideți să citim lucrurile acestea de aici. 18 cu 19. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și chiar nepoților și casei lui după el. Avram a poruncit. Pentru Avram, în a-și învăța copiii ce este scris în Biblie, nu a fost așa facultativ, cu titlul de recomandare. Copiii mei, este bine să faceți ce scrie în Biblie, e frumos ce se spune aici. Nu! Avram a transmis copiile să lucrurile acestea ca și porunci. Cum mai târziu este dată, de exemplu, casa Recabiților. Așa ne-a poruncit. Nu ne-a informat, ne-a spus. N-ar fi rău așa. În Biblie poruncile sunt date ca ceva strict, ca ceva de la care nu există abatere. Și cum spune Psalmul 119, o, de-ar ținti viața noastră la păzirea poruncilor. Să fie păzite cu sfințenie, cu strictețe, fără să fie scăpată niciuna din ele. Avram, pentru copiii lui, i-a transmis ceea ce a spus Dumnezeu sub formă de porunci, ca o obligativitate. Apoi, în 22:5, vedem cum îl implică Avram pe Isaac în slujire practică înaintea Domnului. Și Avram a zis slujilor sale, rămâneți aici cu măgarul, eu și băiatul ne vom duce până acolo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi. L-a dus împreună cu el la biserică. Recent a fost informat, nu aici în Arad, în altă parte, că anumiți părinți sunt nelipsiți de la biserică. Deci copiii și țin închiși acasă. Nu prea cred să fie ceva bun. Să nu-ți aduci copiii cu tine la închinare. Și a fost un drum de mers. 22:4, a treia zi, Avram a ridicat ochii și a văzut locul de departe. Mi-amintesc, eram copil și mi-amintesc cu plăcere. Nu aveam biserică în localitate la noi și ne sculam când mergeam uneori peste deal dimineața la 5 și ajungeam în preajma orei 9 la biserică. Și returul era tot pe la 5 după masă. Și eram copil și îmi plăcea plăcere să mă duc. Oricât s-ar părea de grea această închinare, timpul de rugăciune, sau chiar o mică jertfă uneori, pe măsura lor, noi postim până seara, până vin de la școală, la 12, eventual pot să postească și copiii, dacă n-au probleme de sănătate, sau și mai facultativ. Uite, vă luați merindea cu voi. Și dacă vă este foame sau aveți probleme, mâncați. Dar dacă puteți să nu mâncați până la 12 sau până veniți acasă, uite atunci, este foarte bine. Așa a înțeles Avram. Dacă doar teoretic informa, spunea, fiul meu, vedent, uite asta e lecția. După ce eu mor, tu s-o păstrezi. Avea Avram asigurarea că va urma copiii lui calea Domnului? E implicat în închinare și e implicat în toate celelalte lucruri, pentru că atunci nu era o Biblie ca și acum. Avram se spune la Isaac, uite, s-a împrăcut o Biblie aurie, asta e cadou de la tata, soții. Și când ai probleme, citește în ea. Nu e la Biblie, i le-a lăsat toate pe cale orală. Să spună cineva așa, să-ți bage minte încât tu să nu le uiți, înseamnă că trebuie multă dădăceală acolo. Și Avram se pare că a făcut aceasta. Încât s-a păstrat o Biblie pe cale orală în continuare la Isaac. Și Isaac a rămas fidel acestor făgăduințe și acestor porunci și Dumnezeu de asemenea în promisiunile sale. De asemenea, în capitolul 24, văd această educație spirituală și această grijă deosebită a lui Avram pentru ca copiii lui să se înscrie pe aceeași curent. Când o să vorbim poate despre familia lui Isaac, poate să o prezentăm ca o familie care continuă credința părinților. Pentru că de prea multe ori istoria ne-a dovedit că părinții au avut credință, dar urmașii lor în generația următoare au pus-o la pământ. Au pus armele jos sau au luat o credință mai ieftină sau au abandonat de tot. Dar Isaac continuă sub aceeași formă credința lui Avram. De aceea este spus Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. Când de cursul a trei generații nu s-a stricat, nu s-a deteriorat. Și a rămas la același nivel credința. Citim aici
că Avram a avut o grijă deosebită, ca nu cumva, după plecarea lui, să se denatureze lucrurile. În 24 capitol, versetul 3, îi spune, se pare că lui Eleazar, acelui slujitor pe care l-a trimis în Padan Aram, te voi pune să jur pe Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului că nu vei lua fiului meu nevastă între fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc. Apoi, versetul 6 și 7. Avram a zis să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând, seminției tale voi da țara aceasta, va trimite pe îngerul meu înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Nu cumva să-l duci de aici. Avram, cu toată instruirea ce i-a făcut în plan spiritual, a avut această temere. Dacă ajunge în sac, într-un alt mediu, s-ar putea să fie afectat. Vreau să rămân în acest mediu bun. Aici, separat de lume. Nu cumva să-l duci acolo. Apoi, un alt punct în relația lui Avram cu copiii săi. Avram e implicat în muncă, în activitate pe copii. De multe ori, acolo unde sunt copii, mai puțini, sunt crescuți, vorba românului, pe apă puțină și ajung fetele de se căsătoresc și trebuie să dea telefon la mama, cum e mai ieftin, cum să facă prăjitură sau cum să facă mâncare, sau dacă stau la soacră și mai rău, sau băieții se căsătoresc și nu pot să repare un zar la ușă, trebuie să vină tata să-l fac. Și până trăiesc părinții, măcar că sunt pensionari și este greu, tot ei trebuie să muncească. Și copiii tare în putere, poate se tinde prostică. Să ții așa omul în pasivitate, să nu facă nimic, nu-l poți ținea, ce va face? Ori, toată puterea tinereții, slava tinerilor, este tăria. Parte din ea trebuie să îndreptată spre muncă. Știm despre aceste lucruri în 22, capitol, versetul 3. Avram s-a sculat dis de dimineață, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slujbe pe fiul său Isaac. Dacă vrei să spui copiii la treaba, asta presupune să-i scoli de dimineață uneori. Cei care și mari ajunși, se scoală doar pe la 10-11 și tata și mama trebăluiesc de nu-și văd capul și ei de-abia într-un târziu se scoală și m-au pretenții, că nu-i mâncarea care au visat-o ei, că știu eu, n-au tot ce au, ce și-ar fi vrut, ia scoală de dimineață. Și pornește-i la drum, pornește-i la treabă, că nu o să pățească nimic. Nu o să rămână mai scuns pentru asta. Că înălțimea e stabilită de la început. Un alt verset, versetul 4 de aici, a tăiat lemne așa, și apoi versetul 6, Avram a luat lemnele pentru ardere de tot și le-a pus în spinarea fiului său Isaac. Și el a luat în mână focul și cuțitul. Nu știu exact câți ani avea Isaac, nu scrie. Dar i-a pus lemnele în spate. El a luat focul și cuțitul. Cineva spunea că asta e foarte frumos. Focul și cuțitul, astea sunt... Trebuie Avram să lucreze cu ele și sunt niște ustensile mai periculoase. Dar i-a pus lemnele în spate. O povară trebuie să ducă copilul, o muncă oarecare. Dacă este băiat în domeniul lui, dacă este fată în domeniul ei, căci altfel avem acum între noi, în special la orașe, o generație de tineri care ar face orice numai de muncit, n-ar munci. E drept? Trebuie puse lemnele în spate și sculați de dimineață. Nu e o greșeală. Dacă chiar sunt obosiți, o să doarmă la amiază, nu? Și încă îl văd pe Avram în activitatea aceasta și în domeniul pământesc, înțelept în capitolul 25, când înainte de moarte împarte moștenirea. Tare multe lucruri se strică când părinții lasă haos în urma lor. Le făgăduiește la unul atât, la altul îi făgăduiește atât, acte nu face sau face... încât unul știu de acte, ceilalți nu știu. Cunosc o situație când au ajuns la succesiune, la notariat și le citește notarul cum că făcuse testament unora dintre ei și îi pune pe ceilalți semne. Deci ăștia au făcut ochii mari. Și dar noi n-am știut nimic. Și apoi întreau pe cei cărora le revenise posesiunea. Și dar de ce nu ne-a spus? Păi ne-am gândit că vă supărați. Deci s-ar fi doar în ultima instanță. Acum, la mort nu mai poți face nimic, s-a dus. Și tot mortul devine. Dar, uitați, 25, versetul 5 și 6. Avram a dat lui Isaac toate averile sale.
țitoarele aveau un alt drept. Deci, din punct de vedere al legilor de atunci, să nu înțelegeți că dacă la Isaac era mai mult, a făcut nedreptate. Era copilul după femeia care o avea în mod legitim, iar ceilalți erau copii cuțitoare și aveau un drept ca al unui rob oarecare, într-un fel. A dat darul fiilor țiitoarelor sale și pe când erau încă în viață, i-a îndepărtat de lângă fiul său Isaac înspre răsărit. A primit planul de la Dumnezeu care e pentru copiii săi și pentru Isaac e aici, pentru ceilalți dincolo. Și le-a dat la fiecare terenul lor, porția lor. Încât după moartea lui Avraam și chiar la înmormântare, citim în versetul 9, Isaac și Ismael, fiii săi, l-au îngropat în peștera Macpela. N-a mai fost ceartă. Așa a vrut tata, așa au hotărât, poate să facă ceea ce se vrea cu ce este a lui, ținând cont de dreptate, dar să facă liniște și lucrurile în ordine și din această privință. Și un ultim aspect al relației lui Avraam cu copiii săi, grija lui Avraam pentru căsătoria fiului său. Știu că pe oricare dintre noi ne doare. Cei care avem copii mai mici, poate privim asta undeva într-un plan mai îndepărtat. Dar poate visăm și noi încă. Dar cei care sunt în fază, așa, astăzi, mâine, copiii se căsătoresc. Normal că au o grijă. Ce grijă a avut Avraam? Pentru că acum orientările, ca întotdeauna, sunt în diferite moduri. Unii vor frumuseți, alții vor bogăție, alții vor, știu eu, moșii apropiate, alții vor anumite meleaguri, alții vor câte și câte, alții vor școală, alții, fiecare vrea ceva, nu? Asta are ceva care îl pune în prim plan. Citim în capitolul 24, versul 3. Și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeu cerului și pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă între fetele cananiților, ci te vei duce în țara și la rudenile mele să iei nevastă fiului meu Isaac. Avraam i-a pus să jure pe Domnul că este inadmisibil să-și permită cineva să ia fată din țara Canaanului sau din lumea asta, sau băiat. Asta e grija cea mare a părinților. Măi, dacă e din biserică, nu fi perfect, că nici copiii noștri n-or fi toți perfecți, dar să fie din biserică. Și dacă în biserică sunt numai oameni cum trebuie, și n-avem tineri botezați doar să se căsătorească ca să-i ducem pe părinți în eroare. Păi da, fraților botezați, eu am crezut că e bun și am lăsat fata și băiatul să lea din biserică. Deci rugați-vă pentru noi să nu fim duși în eroare. Iar dumneavoastră doriți-vă aceasta foarte mult. Copiii, băieți, fetele, să se căsătorească în biserică. Să fie tot un copil al Domnului. Nu, cum spunea cineva, dacă o să iei unul din lume, păi ăștia sunt copiii diavolului, nu? Și acum o să ai un socru mare sau un socru mic în persoana diavolului și o să-i încoscrești pe Dumnezeu cu diavolul, dar asta nu se poate. Știm că l-a născut la 100 de ani pe Isaac, la 40 de ani s-a căsătorit, deci avea Avraam 140 de ani, încă 20 de ani n-a avut Isaac copii și Esau și Iacov aveau 15 anișori când a murit Avraam. Deci și-a văzut nepoții, cred că ceva lecții le-a mai dat și lor. Mă gândesc bătrânul Avraam ce frumos le povestea tot traseul și eu parcă îl văd pe Isaac că se plictisea urgent, se uita pe unde e arcul și pleca la vânătoare. Dar bănuiesc că Iacob stătea mai cu plăcere să ascultă relatările bunicului său despre Dumnezeu și eu cred că și aici, și de aici în Iacob a rămas ceva, așa în mod deosebit impregnat acolo. L-a binecuvântat Isaac, dar eu cred că și bătrânul a mai spus ceva rugăciune de binecuvântare, dacă a fost cu pânerea mâinilor sau nu. Dar ceva rugăciune, binecuvântare, tot le-a mai dat și bătrânul. Haideți să vedem și pe Sara cum privea ea copiii. Ce spune Biblia despre ea în raport cu copiii ei? Ce spune Biblia despre mama unor neamuri întregi? Doar două lucruri am notat despre ea. Sara a născut la vremea hotărâtă. Citim în capitolul 21, versetul 6 și 7. Și Sara a zis, Dumnezeu m-a făcut de râs. Oricine va auzi va râde de mine și a adăugat, cine s-ar fi gândit să spună lui Avraam că Sara va da naștere la copii? Și totuși i-am născut un fiu la bătrânețe. Și versetul 2, Sara a rămas însărcinată, a născut lui Avraam un fiu la bătrânețe la vremea hotărâtă. Spune Biblia în cartea Eclesiastului că nașterea așa are vremea? Vremea ei. Sara a născut la vremea hotărâtă. A fost cam ciudată vremea asta, nu?
Fiți încredințați că dacă sunteți copiii Domnului și suntem copiii Lui, soțiile noastre, dumneavoastră, nu veți naște decât la vremea hotărâtă. Că veți naște unul sau că veți naște, cineva spunea, întrebând, dar spune undeva în Biblie câți copii vei avea dinainte? Întoarceți puțin în urmă, 17:20. Dar cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta și îl voi face să crească. Îl voi mulți nespus de mult. 12 voivozi va naște. Nici nu se căsătorise Ismael și i-a spus Dumnezeu, ta copii o să-i dau. Deci se pare că Dumnezeu spune dinainte câți copii o să nască cineva. Sau cel puțin poate să o spună. Poate să o spună. Nu îl împiedică nimic să nu poată spune. Nașterea intervine la vremea hotărâtă. Și pentru cele la care Dumnezeu a hotărât mai multe vremi și copiii în genul acestora a 12, s-ar putea să fie și alea puțin de râs, cum a fost și Sara cu vremea aia hotărâtă, cam de râs. Uneori Dumnezeu hotărăște vremea de naștere, deci vine să râzi. Dar dacă așa face El și alții găsesc ceva de râs în asta, asta e treaba lor. Vorba noastră, cine râde la urmă râde mai bine. Ce spune profetul? Atunci voi vă veți veseli și ei vor plânge. La urmă începe plânsul. Unii plâng acum și este vremea să plângă. Din mai multe motive. Un al doilea lucru în dreptul Sarei. Capitolul 21, versetele 9 și 10. Sara a văzut râzând pe fiul său pe care îl născuse, pe fiul pe care îl născuse lui Avram egiptean ca Agar. Poate ați văzut printre copii, sunt uneori efectiv duhuri de râs. Nu știu ce găsesc de râs uneori copiii, dar râd și efectiv nu-i poți potoli. Și uneori nici nu este indicat să-i pedepsești pentru asta, că le treci de la sine, mai degrabă să te rogi. Un astfel de duh a fost peste Isaac, un duh din ăsta de râs. Nu neapărat a avut mare motiv, dar s-a apucat așa să râdă. Și Sara n-a văzut bine intențiile acestea, anturajul acesta. Ori disgrația în care ar fi căzut față de Ismael, ori că așa după ce el va crește, se va da și el tot după Ismael și vor râde și ei de alții la rândul lor. Și atunci a încercat, versul 10, a zis lui Avram, izgonește pe roba aceasta și fiul ei, căci fiul robei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu Isaac. S-ar putea ca mamă să vezi copiii mai mari cum râd sau cum încep să-l inițieze pe copilul tău mai mic pe stradă sau încoace sau încolo. Ei, nu o să poți să-l izgonești, poate. Le spui la părinți, le spui la responsabilii, la părinți, că ei a spus la Avram și Avram era părintele lui Ismael. Dar dacă nu poți să elimini rău de acolo, dintr-un loc anume, fugi tu de acolo. E ca și în biserică. Biblia spune, dați rău afară. Când rău s-a stabilit și nu-l mai poți da afară, Biblia are un alt verset. Ieșiți voi afară. Numai nu sta cu rău. Că puțin a luat, faceți o spească toată plămădeala. Nici noi, ca oameni mari, nu ne recomandă Biblia să stăm împreună cu răul. Nu te împreteni cu oamenii care sunt de așa natură. Tovărășirea le strică obiceiurile bune. Dacă nu poți să alungi copiii aceștia, dar din curtea ta poți, vin unii copii care sunt din afară și încep să facă lucruri care nu sunt bune și să-ți înveți copiii în mod negativ. Izgonește-i, nu-i sunt probleme că se vor supăra vecinii. Ei, nu izgonești cu bățul. Aici la mine în curte, casă de pocăiți. Ori vă comportați frumos, îți introduci copiii la un program sfânt, ori, uite, strada e mare. Ori dacă nu poți să faci aceasta, îi retragi pe ei tăi. Deci se pare că Sara și-a protejat pe Isaac de o comunitate păcătoasă, de un mediu stricat. A vrut să și-l separe cât mai în intimitate cu ea, cum Rebecca mai târziu a putut să țină pe Iacov să-l înstrească atare, cum mama lui Moise mai târziu a putut, separându-i de lume, de cei de afară. Domnul să ne ajute și pe noi și pe surori să putem să aplicăm aceste lucruri din viața lui Avram și a Sarei în viețile noastre. Și dacă mai găsiți altele în Biblie, și alea bune de luat, nu numai astea. Sunt unii oameni care găsesc un model și se șablonează după acel model. Eu fac cum a făcut cu tare. S-ar putea cu tare să aibă doar o parte bună. Nu tot de jur împrejur. În Biblie găsim doar toate de jur împrejur sau la Dumnezeu, care le are pe toate, în mod desăvârșit. Ceilalți avem toți cu măsură. Haideți să îl privim acum pe Avram în relația sa cu cei din jur.
Acum să vedem cum stăm cu vecinii, cu colegii, cu ceilalți, cu oamenii. Că despre relațiile lui Avram cu demonii nu scrie Biblia nimic. Se pare că trăia de parcă n-ar fi fost diavol. Cum am amintit cândva despre Noe. Nu că nu era diavol. Dar nu avea de-a face nimic cu el. Nu scrie nimic. Nici nu s-a dus să-l întrebe pe diavol, să vadă că Dumnezeu nu mai vine să-i mai dea vreun mesaj, să meargă la ghicitor. Hai, spuneți-mi, o să am copil sau să n-am? Nimic despre relația lui Avram și Sarei cu diavolul. Nici noi n-ar trebui să avem nimic cu el. Să trăim ca și cum n-ar fi. Numai că de multe ori prea dăm vina pe diavolul, că de-aia facem păcate, că ne ispitește. Ia, mai nu-l băgați în seamă. Ei să stea înapoi a noastră și să trăim ca și cum el n-ar fi. Și Domnul să ne ajute la acestea. Amin. Pentru cei din jur, citim în capitolul 22, versetul 18, că Avram, toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Avram a fost o binecuvântare. Noi, ca oameni lui Dumnezeu, Iosif mai târziu, când a intrat în casa lui Potifar, toată casa a fost binecuvântată din pricina lui. La oamenii care au firmele în prag de faliment, ar trebui numai să angajeze niște pocăiți, că se drege treaba. Dacă sunt cu adevărat copiii lui Avram, în jurul lor vor înmirezma binecuvântare. Mai întâi, în relația cu familia mare, că noi căsătorindu-ne în biserică și având familii numeroase, avem un rând de apropiați din rudenii. Mai întâi cu rudenii și apoi cu cei nepocăiți. În ce privește relația lui Avram cu rudeniile sale, se pare că a vrut pe toți să-i ducă în Canaan, ăsta de jos, și apoi în Canaanul de sus, că mă așteptau patre, ne spune Evrei 11. A vrut să-și tragă toate rudenile, în stilul cum a fost Pavel, ce sunt plin de râvnă, până acolo încât aproape aș vrea să fiu eu anatema, pentru rudele mele trupești. Discutam într-o sâmbătă aici cu tinerii, că noi de fapt putem să ne ridicăm valoarea neamului nostru. S-ar putea să te fi născut într-un neam nu cu un nume prea bun. Și să nu-ți facă plăcere să spui din ce neam ești. Vor spune, un fel de neam de-a lui Păcală. Dar tu intrând, Dumnezeu te-a lăsat pe tine în acel neam, în acea spiță, ca să o ridici. Vei face asta să o ridici? Să-ți ridici tot neamul după tine? Și Avram a vrut aceasta, să-l tragă pe Lot. A vrut apoi să mai aducă câte o noră și de dincolo, tot de-a lui. Să și ducă împreună cumva spre Țara Sfântă. Știm doar un verset în această privință, 19 cu 29. Când a nimicit Dumnezeu cetățile câmpiei, și-a dus aminte de Avram și a scăpat pe Lot. Lot a fost scăpat din pricina lui Avram. Nu din pricina că Avram a fost pocăit și Dumnezeu s-a gândit, bine, pentru că Avram e pocăit, vreau să-i dau eu harul acesta. Nu, și pentru că Avram a insistat pentru rudenile sale. A insistat pentru toate. Și el a fost pinionul care i-a ținut pe toți pe o direcție bună și i-a îndreptat spre Dumnezeu. Apoi avea Avram robi și mulți slujitori, dacă cu 318 i-a înarmat, doar erau apți combatanți în acel război din capitolul 14. Haideți să citim cum s-a comportat Avram față de aceștia, 17 cu 27, când i-a spus Dumnezeu să introducă circumcizia, să-i taie împrejur. Și toți oamenii din casa lui, robi născuți în casa lui, s-au cumpărat cu bani de la străini, au fost tăiați împrejur împreună cu el. Cum vă imaginați că Avram i-a prins, a pus pe doi să țină de ei și i-a tăiat împrejur, nu? Le-a explicat, băi, voi aveți harul să fiți într-o familie cu care are de-a face Dumnezeu. Și ce facem noi acum nu e așa o operație estetică, ci un legământ, e semnul unui legământ între noi și Dumnezeu, între Dumnezeu și noi. Și eu cred că robii din casa lui Avram erau fericiți. Eu mă gândesc că și animalele care erau în turmele lui Avram o duceau bine. Că din pricina lui Avram erau binecuvântate. Și cel neprihănit se îndură de vite, spune cartea Proverbelor. Da, păi robii. Avram și-a extins religia lui și la slujitori. Și n-ar fi greșit. Pe cei care avem în subordine să influențăm puțin. Nu le putem da noi mântuirea. Dar dacă evangelizăm așa mai des, ori se pocăiesc, ori pleacă, sau cei care stau la noi să influențăm într-un fel anume, niște limite accesibile, dar să-i introducem și pe ei dacă se poate. Apoi, undeva între rudenii și cei de afară, să-l
plasăm pe Melchisedec. Să știți, întotdeauna Dumnezeu, în afară de Israel, așa cum spune Maleahii 1,11, căci de la răsăritul soarelui și până l-a sfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se aduce arde tămâie în cinstea numelui meu. Dumnezeu a avut oameni ai lui și în alte popoare. Să știți, are și acum, peste tot, nu se lasă fără oameni. A avut un Balaam până la vremea când s-a apostaziat, a căzut. A avut un Melchisedec, chiar acolo, în Salem, în Ierusalim. A avut un Iov, a avut niște recabiți, în afară de Israel. Citim în capitolul 14, versetul 19. Melchisedec a binecuvântat pe Avram și i-a zis, binecuvântat să fie Avram de Dumnezeu cel preanalt, zitorul cerului și al pământului. Binecuvântat să fie Dumnezeu cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. A binecuvântat pe Avram din partea Domnului, acest om care era, versetul 18, preot al Dumnezeului celui preanalt, și apoi a binecuvântat pe Dumnezeu pentru izbânda care a dat-o lui Avram. Și Avram, citim aici, că i-a dat zeciuială din toate. Să știți că zeciuiala este înainte de a fi dată în lege. Și să știți că zeciuială dau toți oamenii. A știut asta? Toți oamenii dau zeciuială. Nu există om care să nu dea zeciuială. Fumătorii și ce beau dau zeciuiala pe țigări și pe băutură. Cei care sunt microbiști dau zeciuiala pe reviste sport și la meciuri și pe așa ceva. Cei care sunt cu pescuitul dau zeciuiala și din timp și din toate acolo. Fiecare își dă zeciuiala unde are inima înclinată. Popoarele păgâne aduceau zeciuiala în templele lor păgâne la idolii lor. Și ei când se converteau, doar atât trebuia să facă, să redirecționeze spre Dumnezeu acea zeciuială care oricum o dădeau. Acum nu strict vă pun acum să țineți contabilitate. Dar să știți, o sumă aproximativă, fiecare om o cheltuie pe ceva care se numește idolul lui sau Dumnezeul lui. Oricine o cheltuie, face-mi socoteala. Și dacă nu e așa, veniți ce spuneți. Face-mi socoteala din banii dumneavoastră și din venitul dumneavoastră, în bani sau în natură. Și o să vedeți dacă nu 10% se duce. Se duce pe idolii, pe plăcerea care o ai. Asta se duce, asta e lege. Dacă tot se duce, n-ar fi bine să se ducă în sus? Să se ducă înaintea noastră, să se ducă în lături. Noi vrem să mergem în sus, dar banii trimitem în lături. Noi vrem să mergem în America și banii trimitem în Australia. Bună poveste! Unde mergem? Ca să ne facă drum înainte, cum încearcă alții să trimită după urmă, în urmă, așa. Ar fi bine banii trimiși dinainte, trimiși la vamă. Nu în urmă să-i trimite la vamă după ce mor și până atunci ține la rând în vamă. Oricine dă zeciuială, să știți. Numai depinde cui o dă. Avram a zis, uite, acestui om se merită să-i dau zeciuială. Avram și cei din afară, cum cu adevărat din afară, îl văd pe Avram trăind în pace. Citim lucrul acesta în capitolul 20, versetul 34. Ceea ce spune Pavel în Roman 12 cu 18. Trăiți în pace cu toți oamenii, 21, cu 24. Avram, în relația lui cu Abimelec, a spus jur. S-au discutat puțin despre fântână și întoarcem pagina, citim doar în esență. Și Avram, versetul 27, a luat oi și boi pe care i-a dat lui Abimelec și au făcut legământ amândoi. Avram a pus deoparte 7 melușele din turmă ca să rezolve acea problemă cu fântâna. Versetul 32, astfel au făcut ei legământ la Berșeba. După aceea, Abimelec s-a sculat împreună cu Picol căpetenia oștirii și s-a întors în țara filistenilor. Avram a locuit multă vreme ca străin în țara filistenilor. A avut niște relații de pace, statornicite prin anumite înțelegeri. De multe ori, dacă facem anumite convenții, anumite planuri sau lucrări cu cei din jur și nu facem o înțelegere de la început, cădem într-o ispită ca și cu fântânile până la urmă. Și apoi, până la urmă, trebuie alte 7 miloșele și alți bani plătiți ca să alte taxe, ca să știm să ne înțelegem corect cu cei din jur. A trăit cât se poate în pace. Și de asemenea, în capitolul 23, îl văd pe Avram trăind în această pace cu cei din jur, de la versetul 8. Și le-a vorbit astfel. Era foarte politicos cu cei de afară. Dacă găsiți cu cale să mă îngrob moartă și să-mi iau dinainte ochilor mei, ascultați-mă și rugați pentru mine pe Efron, fiul lui Tsohar. Așa nume avea Avram în jur, încât dacă ruga pe un vecin să-i pună o vorbă bună la alt, ăla o făcea urgent. Spunea, vă rog, ascultați-mă.
Și era bătrân. Și putea să spună, băi, am făcut un război și am bătut câțiva împărați. Dar nu. În pace, cu bună înțelegere, cu respect, cu politețe față de cei de afară. Apoi, cu un spirit de dreptate. Noi trebuie să fim creștini și trebuie să fim blânzi. Dar blândețe nu înseamnă lașitate. Uneori, fără să ne introducem noi mari procese sau mari situații de a face noi pe judecătorii, dar un spirit de dreptate trebuie să ne marcheze. Să spunem ceea ce este drept. Să-mi fie împletită pacea cu dreptatea. Sau cum împacă Dumnezeu în Mica 6:8 și ne cere nouă, ți s-a arătat Domnul ce este bine, să iubești mila și dreptatea. Cum împacă mila cu dreptatea? Aia cum trebuie să o împăcăm noi, de fapt. Trebuie să împletite și împăcate. Când a eliberat, citim în capitolul 14, unde se manifestă acea dreptate a lui Avram, 14:21, după ce a recucerit acele împărății, Sodoma, Gomora și alte cetăți, împăratul Sodomei a zis lui Avram, dă oamenii și ține bogățiile pentru tine. Avram a răspuns, ridic mâna spre Domnul și jur că nu voi lua nimic din ce este al tău, afară. Nimic pentru mine. De ce se zice am bogățit pe Avram? Afară de ce am mâncat flăcăi și partea oamenilor care au mers cu mine. Nu iau ce nu mi-aparține, dar uite, îți dau eu. Am auzit de asemenea convenții între frați că unul e așa mai bun de ei, îmi spui ea. Și ăla spune, el a zis că îmi dă. Dar dreptatea unde e? Nu-i prin preajmă? Chiar dacă îți oferă cineva. Sau într-un moment, spune-mi, pentru ce mi-ai făcut, îți dau cât zici. Și tu, ca unul care ai buzunare mari, cât o zis el, atât ai înghițit. Dar asta o să o verși într-o zi. Dacă n-ai spirit dreptate cu cei de afară, ei te vor judeca în urmă. Că împăratul Sodomei nu i-a pocăit. Spunea, a, să mă împace și cu Avram. I s-a meritat. Uite ce soldă bună a luat cât a fost concentrat. Uite cât a luat. A spus, nimic pentru mine. Am destul. Așa au fost oamenii lui Dumnezeu. Apoi îl văd pe Avram față de cei de afară primitori de oaspeți. Dar se pare că aveau un criteriu de selecționare a lor. Să nu vă imaginați că era mare prieten cu ea din Sodoma și făceau tot mereu la chefuri. Când în Sodoma, când la el. I-a văzut că sunt oamenii lui Dumnezeu și i-a primit. I-a cunoscut în capitolul 18 că sunt îngeri. Aceasta nu înseamnă că să nu primești un sărac. Măcar că și în vremea noastră trebuie să fim tare, tare înțelepți. Dar oricum cred că Dumnezeu ne va păzi. Am auzit că într-o biserică erau o familie tare primitoare de oaspeți și cineva i-a vizat și pe alții, da, voi nu primiți oaspeți, uite numai ăștia. Și odată când au venit niște musafiri ca să dovedească și ei primitori de oaspeți, probabil aspirau la vreun loc care cerea și condiția asta să fie primitor de oaspeți. A spus, uite ăștia vin la noi, să știe toți. Și au venit. Când i-au dus, dar de plecat, au plecat când au vrut ei. Peste noapte au deschis geamul și au plecat. O luat zecioala și s-au dus. Și frate, uite ce am pățit, nu mai primim oaspeți niciodată. Uite, ăștia au fost hoți. Deci, dar Dumnezeu a știut unde se repartizeze. Deci trebuie să fim primitori de oaspeți, dar în același timp să ne lumineze Dumnezeu. Unde se primim pe oaspeți? Unii trebuie să primiți până în inimă, alții până la poartă. Și Avram a știut ce și cum să fac. A mijlocit pentru cei răi, dar nu s-a unit cu ei. A mijlocit pentru cei din Sodoma. A spus să ierte Dumnezeu toată cetatea, pentru Lot, dar și pentru ei, că putea să spună, Doamne, vin și eu cu tine seara asta și spun la Lot, nepoate, hai sus la munte și lasă. Lasă plouă peste ei cum s-a rugat după aia Ioan și Iacov, Doamne, ceva incandescent. Și am terminat. Nu. A spus, dacă se poate să fie salvați, Doamne, fă-o. Dar spăgând, dar poate să pocăiesc. A știut, cum spune epistola lui Iuda, să-i salvați și din foc, că ăștia era focul pe ei, dar urând până și cămașa, mânjită de sânge, aici tare greu le încurcăm uneori. În harul nostru, după logica noastră, ne se pare că să le băgăm pe toate de avalma, cu oi cu capre, să fim buni. Le duce Domnul până în anticamera împărăției și oi și capre. Și tot le hrănești și le altoiești să facă pom bun și animale bune. Dar în final va face selecția cu dreptate. Și un ultim verset. În ce privește relația lui Avram cu ceilalți din jur, capitolul 23, versetul 6. Ce frumos ar fi să poată spune oamenii după câțiva ani la bătrânețe despre noi asta. Ascultă-ne, Domnule,
Sara îl numea domn, dar și vecinii tot domnii spuneau, se pare că era domn. Se pare că era. Așa dacă spune numai soția, știi, tu îi spui, ea spune domn, tu îi spui ei doamnă și tu spune, mă, știți, ceva oameni suspuși. Dar și vecinii îl numeau domn. Ascultă-ne, Domnule, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Spun vecinii asta despre tine? Atunci pare că ești fiul lui Avram. Doamne, ajută-ne să ne purtăm de acum așa cu cei din jur, cu înțelepciune, încă să spună despre noi mai cu vremea, tu ești ca un domnitor al lui Dumnezeu între noi. Sau să spună numai atât. Știi că tu ești un copil al lui Dumnezeu. Nu vor spune asta oricând, că lumea iubește cele a ei, dar vor avea momente în care îi va pune Dumnezeu să declare identitatea ta, cine ești. Și vor spune, tu ești un domnitor al lui Dumnezeu între noi. Ne face plăcere să te avem. Cum era Iov. Când apărea el la poarta cetății, arunca necazul și aducea zâmbetul. Îl doreau între ei, spune cartea Iov, pe acest om al lui Dumnezeu. Toți ceilalți din jur. Cine are harul să trăiască pe lângă asemenea oameni, cum a spus împărăteasa din Seva lui Solomon, fericit de oamenii care stau și mâncă aici, nu că mâncă mâncare bună, că aud cuvintele tale. Fericit de oamenii care stau pe lângă tine, fericit de oamenii care stau pe lângă Avram, ca și de-ai lui și chiar și ceilalți din jur. Pentru că el, citim în capitolul 12, versul 3, te voi binecuvânta, voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema. Oamenii Dumnezeu, în general, sunt binecuvântare. Dar dacă cineva vrea să strice această binecuvântare și se atinge de ei, și ne se atinge de ei, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu, vor ajunge un blestem. Cei vizați. Avem doi împărați aici. Avem aici pe Faraon, în capitolul 12, și pe Abimelec, în capitolul 20. La amândoi le-a făcut Avram aceeași farsă. A spus că-i soră sa, nu-i nevastă. Faraon a dat poruncă oamenilor să-l petreacă cu totul. Hai, du-te! Nu cred că a făcut bine. Oricum, bine a făcut că nu era Egiptul țara lui. Dar Abimelec a spus, ai locuiește aici împreună cu noi, că eu văd că merge bine, deci e bine să te-am pe tine în preajmă. Nu toți oamenii vor vedea că sunteți o binecuvântare, dar peste acei oameni care nu vor recunoaște că niște copii al Dumnezeu și nu vor vrea binecuvântarea Domnului care vreau să le-o dat Dumnezeu prin dumneavoastră, peste ei va veni blestemul sau lipsa binecuvântării. Atât. Haideți să încheiem studiul despre acești doi oameni, Avram și Sara, amintind în final două lucruri din Noul Testament. Dar aș vrea noi, bărbații, să putem fi în stilul lui Avram. Și despre el citim în Romani, capitolul 4, ei au fost doi oameni prin care Dumnezeu a arătat două mari simboluri în Noul Testament. De aceea moștenitori se fac prin credință, pentru ca să fie prin har, pentru ca făgăduința să fie chezeșuită pentru toată sămânța lui Avram. După cum este scris, te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri. El, adică este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morții și care cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. Avram este modelul suprem al credinței. Chiar nou testamentale, este înainte de lege și străbate viața lui până dincolo de lege, până va veni Domnul. El este modelul, 18 verset, nădăjduind împotriva oricărei nădejde, a crezut și fiindcă n-a fost slab în credință, nu s-a uitat la trupul lui, care a îmbătrânit. Prin credință nu ne uităm la posibilitățile noastre care se văd. Noi nu ne uităm, spune Pavel, lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd. Și mergem înainte și ne înnoim din zi în zi. Deci 20, nu s-a îndoit de făgăduința lui Dumnezeu prin necredință, ci întărit a dat slavă lui Dumnezeu. 23. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris că și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă, celor ce credem în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Avram este modelul suprem pentru cei care cred, vor să creadă și să ajungă într-o patrie mai bună. Și Sara, deschidem în Galateni, tot capitolul 4, este un simbol care țintește spre biserică. Sau mai exact spus, spre Israelul spiritual. Galateni 4 cu 25, căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum. Agar este un simbol al Ierusalimului trupesc, pământesc, cananit. 26, căci Ierusalimul de sus, ca un simbol al Sarei, este Slobodil, este mama noastră. Și ca concret că se referă la Sara, versetul 27 spune, fiindcă este scris, bucură-te stearpă care nu naști deloc. Izbucnește în strigă de bucurie și strigă tu, care nu ești în durerile nașterii, căci copiii cele părăsite vor fi
în număr mai mare decât acelei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi trăiți copii ai făgăduinței. Țintea acest simbol a ei spre biserică și spre copiii care se vor naște, nu în mod firesc, nici din carne, nici din sânge, nici de voia voi fi un om, ci din Dumnezeu. Este un simbol al zdravii spiritual și chiar a bisericii, care naște copii prin credință, care trăiesc prin credință. Un om al credinței. Și Dumnezeu, în final, să ne dea credință. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.